pentru conținut extra abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Mă numesc Zuleiha, sezonul 4, episodul 32. Colac i-a întins o capcană lui Zuleiha, dar Hakan află despre planul lui și în ultimul moment reușește să o salveze. Vahap este nevoit să se ascundă pentru că Colac dă vina pe el și este căutat de poliție. Abdul Kadir îl trimite din Cucurova, dar el rămâne ca să-l facă pe Colac să plătească. Fikret acceptă că trebuie să renunțe la Zuleiha și să o uite. Cetin și Lutfi organizează o cină pentru a-i o prezenta pe Zeynep, o profesoară nou sosită în oraș și prietenă cu Cetin. Hakan și Zuleiha își construiesc un conac, unde vor locui după nuntă. Până vor termina conacul, Hakan este de acord să locuiască la ferma Yaman. Betul și Sermin vor să plece în Istanbul, dar nu pot, fiindcă Colac a luat banii pe care Betul îi păstra în safe. Betul nu știe că cununia lor este falsă și plănuiește să refuze divorțul, crezând că toate proprietățile lui îi vor rămâne ei. Sermin îi fură amuleta Leilei pentru că nu mai au bani. Pregătirile pentru nuntă sunt finalizate. Zuleiha vrea ca Lutfi să oficieze ceremonia. În ziua nunții, Miri așteaptă ca Lutfi să sosească, când un telefon la conac aduce o veste proastă. Va fi anulată din nou căsătoria lor. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.